Bună, dragilor, și bine v-am regăsit! Vocea mea în continuare nu este cea mai plăcută sau nu, este ca de obicei, dar am avut o perioadă în care efectiv nu puteam să scot un cuvințel, vorbeam doar în șoaptă cu ai mei prin casă și atunci asta este un progres măsurabil pentru mine, mai ales că aveam foarte multe cărți parcurse în luna noiembrie și decembrie despre care nu am apucat să vă vorbesc și din nou o să întârziem cu clipurile. Așa că astăzi tolerați-mi vocea și rămâneți cu mine pentru că am mai multe cărți pe care le-am terminat și despre care vreau să vă vorbesc. Acestea sunt în format fizic și am și multe în format audiobook. Așa că rămâneți! O să deschid din nou aplicația Goodreads, că eu acolo îmi țin listuțele cu ce încep și ce termin. Și văd că pe noiembrie am început, sau mă rog, am început să termin, am terminat cu aceasta. De Traian Berbeceanu, Radiografia unei mărșăvii judiciare. Pe aceasta am luat-o de la Libris, nu mai știu cât a fost, dar e clipul vechi, o să vi-l las și pe acela. Nu am terminat-o, adică nu am citit-o din scoarță în scoarță, dar consider că atât cât am parcurs din ea, mi-a fost suficient, cred că până pe la pagina 280, deci cam două treimi din ea, să zic, cam atât am parcurs. Da, poate un pic mai mult, nu mai știu că nu mai am semnul aici. Și, într-adevăr, mi-a confirmat și anumite ipoteze de ale mele, cum că în momentul în care te pui împotriva unui sistem, s-ar putea să ai de suferit. Și atunci vreau să-l felicit pe domnul Berbeceanu pentru curajul său și pentru maniera realistă în care a reușit să facă față situației, pentru că a fost și încarcerat, aș zice, pe nedrept, pentru că faptele de care el era acuzat erau, nu știu, nu s-ar fi potrivit. Sunt alți oameni care au făcut alte lucruri, care chiar au făcut lucruri teribile și care sunt un pericol pentru societate și care nu sunt închiși, nu sunt deținuți și dânsul a fost. Dar are foarte multe pasaje în care dă detalii despre cum s-a construit dosarul, nu vine în minte alt cuvânt, despre cum s-a construit dosarul și dacă vă plac lecturile de genul ăsta și aveți răbdare să citiți ceva non-fiction care să atingă partea asta juridică, vă recomand. Mi se pare că este și cumva un jurnal mărturie a experienței sale, adică nu se leagă strict de partea asta juridică, ci și de experiența sa ca și om, ca și cadrul MAI, pus într-o situație total neplăcută și nedorită. Pe urmă, așa, am citit Drum în noapte, de fapt asta am ascultat-o pe Voxa, de Christine Hanna. Drum în noapte, timp de, vă citesc și descrierea. Timp de 18 ani, Jude Faraday a pus nevoile copiilor ei mai presus de propriile interese și aspirații. Gemenii ei, Mia și Zach, sunt niște adolescenți sclipitori și fericiți. Când Lexi Bale se mută în comunitatea lor mică și unită, Jude o primește cu cea mai mare bunăvoință. Așa. Narat din dublă perspectivă a lui Jude Faraday și a lui Lexi Bale, Drum în noapte ridică întrebarea asupra maternității, asupra tulburărilor și insecurității perioadei de adolescență, asupra reziliențe și curajului de a ierta. În cartea mea plăcută a fost o audiție plăcută. La un moment dat mi s-a părut plictisitor că tot o lua cu partea asta de, cum zicea, cu maternitatea, cu partea asta de maternitate și suferința mamei și felul în care suferința asta se manifesta, ceea ce pot să înțeleg, dar stilul meu de cititor este un pic diferit și prefer lucrurile un pic mai succinte și să-mi imaginez eu decât să mi se tot spune să mi se repete și să mi se spune să mi se repete. Dar a fost o lectură drăguță. Pe urmă, am mai parcurs tot în format audio Management Karmic de Geese Michael Roach, cred că așa se citește.
Asta, ideea centrală a cărții era că atât în viața personală cât și în business, ce oferi, de multe ori aia primești și de multe ori ei ziceau că de fiecare dată, așa, și chiar dacă nu acum, la un moment dat în viitor lucrurile astea o să-ți fie răsplătite și cel mai bine este să coopere și să ajuți oamenii și să-i încurajezi decât să încerci să tragi tu pătura la tine, pentru că asta nu funcționează niciodată și mie mi se pare nu uman, mi se pare decent să faci asta, adică dacă tu ai oportunitate și nu poți să te bucuri de asta, nu poți să te implici, mi se pare drăguț ca tu să recomanzi oportunitatea asta altcuiva sau să incluzi în planul tău oameni fără a încerca să tragi pielea de pe ei, pentru că e important, după cum am zis, și experiența ta în afaceri, dar și experiența partenerilor tăi în afaceri. Pentru că dacă tu ții doar de câștigul tău, atunci, la un moment dat, partenerii nu o să se simtă suficient de valorizați și nu o să, dacă ei nu o să aibă motive suficiente să continue să lucreze cu tine, nu o să continue să lucreze cu tine. Și atunci e important să te gândești și cum zicem, la experiența lor. Pe urmă, tot în format audiobook, Puterea cuvântului rostit și alte scrieri de Florence Scovel Sheen. Nu îmi aduc aminte foarte multe despre cartea asta, dar știu că la un moment dat mi s-a părut destul de cumva, nu problematică, n-am mult spus problematică, mi s-a părut cumva că prea mult se insistă pe partea asta de eu fac, eu aduc, eu nu știu ce, ceea ce este ok, adică locul controlului să fie intern, pentru că noi avem control asupra cum gestionăm situațiile prin care trecem, dar într-un fel, nu știu, mi se părea un pic forțat, adică dacă eu vreau, asta o să se întâmple. Deși de multe ori putem să vrem tot sufletul să un anumit lucru și nu o să se întâmple acel lucru. De exemplu, și copiii din Africa, asta e exemplul meu când cineva vine cu gândirea pozitivă și nu știu ce, sau gândirea asta wishful thinking, dezirabilă, adică eu îmi doresc și proiectez în univers. Eu nu cred că ăia din Africa, copilașii subnutriți, care mor efectiv de foame, realmente, mâncați de muște, nu cred că ei nu își doresc din tot sufletul să depășească starea respectivă și să primească mâncare și adăpost. Nu cred. Deci am așa o barieră. Nu pot să cred că ei nu își doresc suficient de mult să iasă din situația aia. Și atunci, cum funcționează chestia asta cu dorințele mele proiectate? Consider că e un mecanism mult mai complex decât se spune sau decât se prezintă în cartea asta, de a gândi și de a-ți proiecta tu dorințele și de a face ca lucrurile să se întâmple. Bun. Dar, în schimb, a fost o lectură interesantă. Întotdeauna recomand cărțile pe care le parcurg. Dacă nu vă spun nimic în privința asta, le recomand. Dar, de obicei, recomand tocmai ca să ieșiți din zona voastră de confort literar, pentru că din fiecare carte poți să înveți ceva și poți să vezi o strategie nouă, o stilistic, poți să vezi un artificiu. Adică, te îmbogățești oricum. Pe urmă, am primit de la un concurs cartea aceasta, de la Natasha Alina Culea, Visele nu dorm niciodată. Este foarte drăguță și pe copertare. Literele sunt laminate și coperta este mată, foarte drăguță. Dar nu cred că am un clip. Am filmat, dar nu l-am făcut când a trebuit și pe urmă a trecut timpul și nu am mai venit. Bun. Dar aici mi se pare că am citit sau undeva pe internet că nu sunt pentru toți cărțile Natașei și, într-adevăr, cărțile Natașei nu sunt pentru toți. Aceasta, Visele nu dorm niciodată, mi s-a părut așa o carte, o lucrare suprarealistă, adică avea câteva elemente care nu erau chiar în concordanță cu lucrurile care se întâmplă în viața de zi cu zi. O să fac un clip dedicat acesteia. Mi s-a părut interesant cum la final ajunge într-o buclă, protagonista și la final alege să pășească din nou în buclă. Probabil cu gândul că o să facă altfel lucrurile de data aceasta. Probabil cu gândul că acceptă ceea ce se întâmplă sau avea să se întâmple și cu asumare. Nu știu, dar e interesant. Am zis, o să avem un clip special despre această carte. Mi-a plăcut, toate că n-am terminat-o foarte repede, dar mi-a plăcut.
Pe urmă, în format audio, Inim Purpurii de Tess Wakefield. Wakefield, nu știu exact cum se pronunța. Nu. Este vorba despre un băiat din armată care se căsătorește cu o fată pentru ca aceasta să aibă beneficii și să împartă cumva beneficii cu asigurarea aceea medicală cum au în America. Și să împartă cumva câștigul acesta ca și el să-și plătească niște datorii pe care le dobândise din anumite activități. O să vedeți pe care. A fost ușurică, mi s-a părut mai mult un young adult decât chiar o carte de oameni mari, dar a fost drăguț așa cu trăirile lor. Am început-o mai de ceva vreme, dar abia acum am terminat-o. De Lev Tolstoi, Spovedanie. Asta este ca o autobiografie. Vă citesc un pic și din descriere. Ea relatează succesivele căderi ale autorului și tentativele sale de renaștere. Ea urma să introducă disocierea sistematică a adevărului de dogma bisericească. Tolstoi își dezvolte cu sinceritate criza și căutările de până către sfârșitul anilor 70, prin violența, scuze, sa, nu, prin violenta sa confruntare, aici nu are de a critice și mă gândesc oare cum ar fi. Deci prin violenta sa confruntare de sine, el marchează cenzura, cred că. Se pare că aici ceva nu merge. Bun, eu am fost impresionată, șocată, cum să-i spun, pentru că Lev Tolstoi vorbea în anii aceia despre tentativele sale de suicid, despre ideile sale suicidare și aducea în discuție partea asta, căutarea sensului. Adică eu, ce sens am pe lumea asta? Ne-am gândit că, într-un fel, căutarea sensului cumva mai degrabă se aplică generațiilor actuale sau unei societăți evoluate din punct de vedere tehnologic, da? Pentru că acum avem mai mult timp să ne gândim ce fac cu viața noastră, cu viața mea. Dar se pare că nu e așa, că oamenii tot timpul își făceau timp pentru așa ceva și mai ales că viața lor se derula într-un alt ritm. Și aduce în discuție și anumite practici religioase și trăirile astea, sau mă rog, trăirile, comportamentele astea de venerare a lui Dumnezeu. Și mi s-a părut foarte interesantă audiția. Consider că ar merita la un moment dat să o reiau sau să citesc cartea, pentru că sunt acolo câteva idei care, plantate odată bine, poți să-ți dea și ție mai departe de gândit. Și asta e întotdeauna bine când o carte este de gândit, înseamnă că rămâne undeva cu tine și că experiența ta este mult mai complexă decât dacă doar ai citit-o, ai închide cartea și te duci mai departe. Bun, nu am aici, sau am, nu am pic. Și asta, de Zig Ziglar, curs de vânzări, cum să vinzi orice oricui. Asta mi se pare foarte drăguță, pentru că am primit-o în acel schimb de cărți cu Beatrice, o să vă las linkul, să mergeți să vedeți ce anume am mai primit. Și asta a avut câteva idei foarte, foarte bune. Mi-am lăsat aici un semn, dar nu mai știu exact ce anume. Da, uite aici, de exemplu, vă citesc un scurt pasaj. Nu uita, obiectivul tău nu e să vezi la câte obiecții ești capabil să răspunzi, ci să demonstrezi cât de benefice pot fi pentru potențialul client produsele și serviciile tale. Iar vânzarea nu se sfârșește atunci când ai învins obiecțiile și clientul a spus da. De fapt, vânzarea e doar începutul. Ea se termină atunci când acordul e semnat, bunurile sunt livrate și plătite, iar consumatorul e mulțumit. Pentru că de multe ori, când se face o vânzare, se pune accent pe a livra produsul și la revedere, a lua banii și cu asta, pe asta. Dar nu întotdeauna varianta asta este cea mai bună, mai ales pentru ambele părți. Nu? Pentru ambele părți nu este clar. Pentru că s-ar putea ca produsul respectiv să nu mulțumească clientul și atunci să nu te recomande sau să nu te caute. Și în momentul în care clientul simte că ai avut grijă de el, chiar dacă a făcut, chiar dacă nu a făcut un angajament cu tine sau nu a cumpărat de la tine, dar în momentul în care vede că te-ai implicat și ai fost onest și a avut partea asta de grijă față de el și nevoile lui, altfel o să te recomande. Și când aude cineva vinde aspirator, nu, cineva are nevoie de un aspirator, a, știu pe cineva, mi-a plăcut foarte mult de domnul respectiv,
A fost foarte profesionist, uite numărul lui. Da, cam asta e. Adică etica în relații, chiar și în relațiile de business, mi se pare foarte importantă. Bun. Pe urmă, am terminat audiobook Menajera de Frida McFadden. Așa. În fiecare zi fac curățenie, aici din descrierea cărții. În fiecare zi fac curățenie în casa familiei Winchester. O iau pe fiica lor de la școală, le gătesc o cină delicioasă și mă retrag în cămăruța mea de la mansardă. Încerc să ignor faptul că Nina face mizerie doar ca să mă privească cum curăț. Trec cu vederea toate minciunile absurde pe care le spune și mușc buza de jos de fiecare dată când mă acuză pe nedrept. Este mult mai greu să-l ignor pe soțul ei perfect, Andrew, cu șarmul lui blând și zâmbetul frumos. Uneori visez să fiu în locul Ninei, să am viața ei, hainele scumpe, brațele soțului ei în jurul meu. Cum nu ar fi trebuit să ignor însă, ce nu ar fi trebuit să ignor însă, este faptul că ușa dormitorului meu se încuie doar din exterior. Nu-i nimic, soții Winchester nu știu cu adevărat cine sunt. Nu au nicio idee de ce sunt în stare. No, aici vin tot felul de răsturnări de situație. Doamna asta, nu mai știu cum o chema pe protagonistă. Nu mai știu cum, uite, acum chiar îmi scap. Anis, cred. În fine. Ea are lucruri de ascuns, familia Winchester are lucruri de ascuns, toată lumea are lucruri de ascuns, dar până la urmă se înlătură valul acesta de minciună, de neonestitate și ne dăm seama cine ce face, cine ce intenții avea și avem așa o satisfacție în momentul în care se întâmplă ce se întâmplă. Cel puțin eu am avut o satisfacție. Și mi s-a părut așa, cumva la limita personajele, mi s-a părut la limita patologicului, la limita unei persoane normale și a patologicului și felul în care se transformă în funcție de diversi factori de mediu și nu numai. Bun, vă recomand și pe aceea. Văd că am mai pus aici încă o carte și nu știu de ce nu mi-apare aici. Cred că... Da, cred că nu este pe... Hopa, na. Aveam semn de cartele aia puse aici până unde am rămas. Aceasta, despre aceasta vreau să vorbesc și văd că pe Goodreads nu este. Femeia asasin, se analiza crimei de Tudorel Butoi, Severin. Dacă nu știți pe dânsul, dânsul este un om consacrat în lumea asta de a criminalisticii și a profilingului. A lucrat la multe cazuri până acum și are experiență relevantă în domeniu și colaborări cu instituții din străinătate. Și, într-adevăr, cartea este interesantă, dar a fost scrisă în anul, publicată, mă rog, în anul 1996, când la noi, sau, mă rog, în toată lumea, se merge mai mult pe partea asta de explicații psihanalitice, ceea ce în prezent s-a demonstrat că nu-i suficient și s-au adus sau se folosesc multe alte instrumente și ipoteze și teorii ca să explice anumite fenomene și atunci asta, chiar dacă am luat-o așa, așa cum este scrisă în anul acela, în anii 90, de către cineva care a avut acces, dar limitat într-un fel la resurse, pentru că în România, cum a fost desființat mult timp, desființată catedra asta de psihologie, s-a stagnat mult, a avut un mare minus la capitolul ăsta, dar domnul Tudorel Butoi a explicat foarte bine folosind în paradigma aceasta. Și are și cazuri, ceea ce pe mine m-a întotdeauna îmi face plăcere să citesc despre cazuri și despre oameni și despre felul în care ei ajung la anumite concluzii și la anumite fapte. Adică place să văd procesul lor, da? De construire sau de deconstrucție, depinde de situație. Are aici la final și câteva poze, cu poze chiar și din cum zice, de la locul faptei, din anumite cazuri, dar acelea nu se vedea normal. Cartea nu știu dacă se mai găsește, nu cred că se mai găsește, eu am luat-o de la Anticariat, o să vă las un link spre ea.
Dacă aveți pasiunea asta, vă recomand, pentru că este o carte documentată, scrisă într-un limbaj, cel puțin mie mi s-a părut relativ accesibil, mai ales că am și background-ul ăsta, dar cred că și un om care ar fi citit până acum puțin de psihologie ar înțelege-o. Și dacă aveți personaje pe care vreți să le construiți, să folosiți detalii din cartea asta, iar vă recomand. Au fost multicele. Vă mulțumesc că ați rămas la final. Vocea mea încă nu este ceea ce trebuie. Dar promit să-mi revin. Promit, vreau din tot sufletul să-mi revin. Wishful thinking. Gândire pozitivă. O să-mi revin. Așa. Îmi revin. Sunt sănătoasă. Nu că așa era. Trebuie să vorbesc la prezent. Sunt sănătoasă. Îmi revin. Sunt sănătoasă. Îmi revin. Bun, vă mulțumesc că ați rămas până la final. Am și prosit un pic aici. Îmi dăm o gură de cafea. Lăsați-mi voi ce ați mai citit în ultimul timp, pentru că, nu știu, am impresia că așa n-am reușit să descoper foarte multe titluri noi, deși cu siguranță că au fost publicate foarte multe. Nici n-am mai reușit să stau mult pe grupuri ca să văd cine ce citește, ce postează. Așa cum bazez pe voi să-mi dați noutățile, lăsați-mi mai jos în comentarii ce ați citit voi în ultimul timp și ce vi s-a părut vouă interesant și care merită atenție. Eu sunt Raluca Eremie, sper să ne revedem cât mai curând. Până data viitoare, mă pupați, să mult!